Dragi ascultători, dragi telespectatori, dragi invitați, iată ne-a ajuns la una dintre cele mai importante prezentări ale programului Începe să trăiești. Importantă nu pentru că subiectul abordat este superior celorlalte, ci pentru că este atât de diferit înțeles în creștinismul contemporan. Aseară am văzut că este esențial să avem o alimentație sănătoasă, pentru că de ea depind multe aspecte ale vieții noastre terestre și stilul de viață influențează în mare măsură atitudinea și raportarea la Dumnezeu. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu spune că primii noștri părinți au pierdut cerul din cauza unei mâncări. În aceeași categorie a celor care nu se pot stăpâni este și un personaj biblic numit Esau, despre care Sfânta Scriptură spune că pentru o mâncare și-a pierdut dreptul de întâi născut. Mulți spun că distinția dintre curat și necurat, din punct de vedere alimentar, a încetat odată cu venirea lui Iisus Hristos. E ca și cum ai spune că după venirea lui Mesia, Dumnezeu a intenționat ca poporul său să fie mai bolnav decât cel din vremurile ieșirii din Egipt. De fapt, cartea Apocalipsa menționează că această deosebire între curat și necurat rămâne valabilă prin cuvintele: A căzut Babilonul cel Mare. A ajuns un locaș al demonilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Ce caută expresia pasăre necurată aici, dacă distinția dintre curat și necurat din punct de vedere spiritual a dispărut? Dumnezeu ne vrea sănătoși și fericiți. Credem că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și că trebuie să avem grijă de el în toate domeniile vieții noastre. Prin piesa O cruce de iubire, Eliseda Dumitru ne amintește cât de prețioși suntem în ochii lui Dumnezeu. Acompaniază formația instrumentală Pronobile, conducător Lodrin Marin. Rostigmit în
Nu știu dacă vă este familiară această imagine. Vă place? Când vedeți aceste instrumente, cam la ce vă gândiți? Cât de stresați sunteți în ultima vreme? Ați avut vreodată experiența de a lucra până la epuizare? În așa fel încât să fiți dus de urgență la medic și apoi, știți ce urmează, furtune prin mâini, baloane de aer sau oxigen la nas și toate intervențiile necesare cu rapiditate pe lângă dumneavoastră? Este o experiență superbă, nu-i așa? Foarte plăcut. Adorați să vi se pună perfuzii? Nu am întâlnit încă pe cineva care să se bucure pentru faptul că trebuie să ia injecții sau să savureze atunci când îi se pun perfuzii. Sau să se bucure atunci când rămâne cu fluturașul în mâini câteva zile și să adore această priveliște. N-am întâlnit încă pe nimeni. Care este remediul pentru stres? Ce putem face? Chiar nimic? Suntem lăsați de izbeliște, de Dumnezeu în această lume dură și aproape imposibilă? Pastorul Lucian Cristescu, în prezentarea De mână cu Maestrul, ne va vorbi despre soluția lui Dumnezeu cu privire la această problemă. Bine ați venit! Sunteți stresat? Eu stresat. O să ne explicați ce pozitiv. Mă bucur mult că suntem împreună și în număr mare în seara aceasta, așa cum s-a spus la unul din cele mai importante sau cele mai profunde subiecte ale spiritualității creștine. Lăsați-mă să intru direct în tema pregătită de pastorul Cornel Dărvășan, cu o istorie scurtă. La 9 martie 2010, ziarele din România au izbucnit cu o știre tragică. Carmen Ramona, o mamă de 34 de ani, care avea 2 copii gemeni, ca la 4 ani, la birou, în timp ce lucra la computer, buf, cade, leșin, când au luat-o, inima nu mai bate, repede. Salvarea au dus-o, în câteva ore a murit la spital. Boală? Nu. Spune că nu avea nicio problemă. Nimic cronic decât a fost doborâtă pur și simplu de stres. Și nu este singurul caz în România din 2007 până în 2010. Au fost încă 4 cazuri mediatizate și surpriza era că toți erau tineri. Oameni în putere, dispuși să muncească cu spinarea lată ca să tragă poveri. Se pare că epoca noastră este epoca biciului de stres. Tata e stresat la servici, mama și cu gospodăria și cu serviciul, tehnologia, schimbările tot timpul, orașul, smogul, gospodăria, banii, copiii, lecțiile, rudele, vecinii, politica, problemele personale. Toate își înfig gheara în sufletul nostru. În 1983, revista Time a dat un clopot de alarmă, epidemie! 55% din populație s-a constatat că este prinsă în plasa stresului. În 1996 se constată că 75% din populație este sub tirania biciului veacului. În 2011, nu știu cine ar putea spune. Cert este că Institutul American al stresului, care a publicat raportul lui în cartea de sondaje Gallup, a raportat că 90% din boli sunt cauzate de stres. Fiți atenți, merg la doctor și zice ficatul, stomacul, ulcer, dureri în spate, gâtul, capul. Rădăcina este una singură, stresul.
34% din populația Statelor Unite suferă de insomnie și anual se varsă din buget personal sau de stat 10 miliarde, doar în SUA, doar în America, 10 miliarde de dolari pentru medicamente antistres. Ai un calmant, o pilulă? Am aici, pe ecran, o secțiune a creierului. Și aș vrea să vă explic puțin ce e stresul și cum funcționează el. Practic, stresul era un prieten. Era reacția, apărarea organismului în fața unei amenințări, a unui stimul periculos. Ce vedeți în față, MOV, este, se cheamă scoarța sau cortexul prefrontal, deci al frunții. El este însărcinat cu judecata, cu cântărirea, cu hotărârea, cu lumina, cu deciziile. În momentul când apare un stres, ceva, toți suntem subordonați acestei reacții de apărare, amigdala, acea bobiță roșie din sistemul limbic sau creierul mediu, de acolo se pornește un val de comando, iau prizonier creierul, partea cortexul frontal, omul nu mai gândește și omul reacționează dintr-un impuls automat în care sângele devine fierbinte, mintea nu mai judecă la rece, fiara din mine se trezește. Serotonina, care este hormonul de calmare, scade, în schimb cortizolul și adrenalina cresc. Mă mobilizează, undele de liniște alfa sunt înlocuite de unde beta și devin combatant. Stresul, atunci când e pe termen scurt, e bun, pentru că îți mobilizează forțele. Atunci însă când este prelungit, când devine o problemă cronică, seara când mă culc, mă gândesc la dosarele neîncheiate, dimineața, ce dimineață, mă scol la 3, la 5, nu mai am somn, aș vrea să dorm, dar nu mai pot. Ei, când stresul devine prelungit, atunci, iată, o panoplie de cuie la sicriu. Infecții până la depresii. Și toate acestea, vă spun, cosesc omenirea pur și simplu. Știați dumneavoastră că România se estimează, după unele publicații, 80% din sala aceasta, pentru că sunteți un eșantion al României, 80% puteți merge la... Suntem biciuiți de stres. Ei bine, ceea ce este nevoie în cazurile acestea, în situația unei lumi bântuite de fantoma alertei și a pericolului și a becului roșu, a LED-ului care pâlpâie, stres, auleu, auleu, mai repede. E nevoie de răspunsul de relaxare. Vă rog, rețineți, nu e reacția, că reacția este automată. Răspunsul trebuie să fie din cortexul prefrontal, dintr-o judecată cumpănită. Omul se află într-o disperată nevoie de răspuns, de relaxare. O să spui, dar cum să răspunzi? Ei bine, dragii mei, cu mii de ani înainte, Dumnezeu a pregătit o pilulă minune cu un mod de administrare odată la 7 zile, cu efect retard. Adică durează mai mult timp. Și această pilulă o redescoperă din când în când. Te miri cât un om inteligent care scrie, de exemplu, în Dilema Veche, pe 3 noiembrie 2006, a apărut articolul "Respectă sabatul". Citește un om de azi și ce e sabat și zice, cu an în urmă, prietenul meu, MK, mi-a dat acest sfat. Respectă sabatul atâta tot. Mi-a spus că nu-i pasă ce cred eu despre religie. Singurul lucru care contează este să respect sabatul. În timp am ajuns să-i dau dreptate. Încercați să vă luați o zi liberă, spune autorul, în care să nu faceți nimic, nu răspundeți la telefon, nu scrieți comentarii pentru ziar, nu luați decizii importante, dați-vă singuri răgaz. Chiar dacă sună clișeu,
faceți-o. E sabatul, scrie autorul, sunt convins că nereligios. Pacea sabatică, spunea el, nu are nevoie de justificări. Și Dumnezeu și-a luat liber în a șaptea zi. El spera ca și voi să faceți la fel. Atâta tot. Rețineți, publicație nereligioasă, Dilema Veche, o apariție prestigioasă. Interesant este că dincolo de ocean, alții scriu același lucru. Pe 2 martie 2008, The New York Times publică un articol intitulat Nevoia după o pauză virtuală și insistă exact asupra acestei pilule minune care se ia odată la 7 zile. Maica Tereza și-a cantonat activitatea în Calcuta. Ce vedeți este o scenă care mi-a sfâșiat inima. Un copil moare de foame, în timp ce la 3 pași câțiva vorbesc, degajați de afaceri, oamenii trec, se plimbă. E vorba de un copil, oameni buni, de un copil. Ei bine, Maica Tereza a venit aici și a început să lucreze adunând muribunzii în centrul de muribunzi și nevoiași. Și autorul de unde am prins aceste gânduri spunea, a vizitat centrul și în contrast cu fețele livide, mortoare, care erau întinse pe rogojini sau paturi, a văzut lumina care radia pe fețele fetelor. Și a întrebat, care-i secretul ca în această morgă vie să fie oameni pozitivi, nu... Și Maica Tereza le-a spus, noi avem un secret. O zi pe săptămână nu ne gândim la nimic, decât ne regenerăm energia, ne reașezăm prioritățile. În fiecare dimineață fetele se scoală la 5, la semnalul haideți să lăudăm, să adorăm. Și acest obicei reluat zilnic pe pilule mici face ca fetele să găsească putere. Și Maica Tereza spunea, munca nu va dispărea niciodată. Dar dacă nu ne odihnim și nu ne rugăm, nu vom fi în stare să facem acea muncă. Dragii mei, aș vrea să vă prezint acea poruncă pe care n-am dezvoltat-o atunci când am tratat legea lui Dumnezeu și n-am făcut-o pentru că merita mai mult decât o simplă citire sau o evaluare generală. Vă invit, dragii mei, să ascultați conținutul poruncii a 4-a. Exod, capitolul 20, versetul 8 la 11. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. 6 zile să lucrezi și să faci lucrul tău. Dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta și nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Ați auzit? Porunca lui Dumnezeu din orice scriptură creștină. Când citești acest pasaj, parcă nu te simți foarte în largul tău. Șabat? Păi sunt evreisme. Și ai oarecare jenă, vă mărturisesc ca unul care n-am avut niciun fel de trecut religios, am avut această jenă și reținere, măi, chestiuni evreiești. Nu uitați Antichitatea și Evul Mediu, sau în trecut, ca să prezinte chipul, portretul evreului, în cea mai mizerabilă și rejectabilă imagine. Și apoi mai încă ceva. Nu să știți că poporul Israel a folosit sabatul ca pe o monedă de schimb. Eu țin sabatul și tu-mi dai mântuirea. Ceea ce iarăși este inacceptabil. Și atunci eu mă întreb,
Ce facem cu sabatul? Ține doar de probleme evreiești? Priviți o cutie. O cutie care nu-i plăcută la vedere. Este o cutie fără aspect plăcut. Recunosc. Dar conținutul. Ce se află acolo? Vă invit, dragi ascultători și telespectatori, dragi participanți în această sală, să lăsăm o clipă prejudecățile deoparte și să căutăm să înțelegem mesajul lui Dumnezeu pe care El l-a rostit pe muntele Sinai și l-a rostit pentru tine, pentru mine, pentru oameni. În ianuarie 1947, Mohamed Eddib, un băiat din clanul Ta Amireh, cu 55 de oi slăbănoage, umbla prin pustia Iudeii și când deodată, una, două, 49, 54, lipsește una, caut-o. Și se duce și, hei, hei, o strigă, o cheamă și vede el niște scobituri în stâncă. Hei, se aude cu o fi ceva, aruncă cu piatra, clir, sunet de oale sparte. Comoară! N-a spus la nimeni, l-a chemat pe vărul său și cu funia s-au dat jos și când le-au spart, au spart câteva vase, niște vase și niște piei uscate. Le-a luat cu el, le-a arătat la bătrân și bătrânii au spus, vasele bune de apă murdară, de apă, acolo apa este o problemă, iar pieile să încercăm opinci. Câțiva oameni mai în vârstă, oameni care au văzut și au dat seama că ar putea să aibă valoare. S-au dus cu ele la Ierusalim, l-au găsit pe negustorul de vechituri, Cando, de aici mai departe au ajuns la mănăstirea siriană și așa mai departe și deodată, bum! Toată lumea a fost uluită de cea mai mare comoară de documente, de manuscrise ale Bibliei date înainte de Iisus Hristos. Manuscrisele de la Marea Moartă. Dragii mei, sabatul e doar un vas. Vasul, ziua, are o valoare mică. Știu că fără vas nu e conținut, că se risipește apa. Dar nu vasul, ci ce este în vas contează. Și dacă vreți, vă invit să-L auzim pe Dumnezeu descoperindu-ne darul pe care ni-l face în acest vas. Încep cu o istorie. 1878, vasul Lockhart pornește din Liverpool, din Anglia, spre Australia. Are 37 de pasageri, din ăștia 6 sunt irlandezi. Nu știu dacă știți raportul dintre britanici, englezi, adică și irlandezi. A fost totdeauna o tensiune și o competiție și britanicii au știut totdeauna să le dea peste nas irlandezilor. În 1845 până în 52 au fost 7 ani când a fost așa numita, renumita foamete, criza cartofului. Irlandezii trăiesc din cartof. Și cartofii au fost năpădiți de dăunători. Și 1 milion de irlandezi au murit de foame, iar britanicii le-au întors spatele. Și irlandezii n-au putut uita și nu pot nici să uite ce s-a întâmplat, că nu i-au salvat cei de dincolo de canal. Pe vas erau 6 irlandezi care nu se simteau în largul lor cu acești englezi și englezii cu acești irlandezi. Uimitor, într-o dimineață, era pe la ora 5, când se apropia de Australia, acolo sunt recife multe de corale, pericole ascunse, ceață deasă, deodată vasul este ras de stânci coraliere, într-o jumătate de oră se dă la fund, toți își găsesc sfârșitul în apă, scapă doar 2. Eva, Carl Mitchell și Thomas Pierce. Aceștia doi, ea era britanică, el irlandez.
reușesc cumva să scape pe insulița de lângă, o insulă în afara traseului maritim, nelocuită, insula Cocos, una din insulele din arhipelagul Cocos. Vă dați seama, doi dușmani pe insulă. Ea a încercat să intre în relații, dar el, irlandezul, niciun cuvânt. Nu uităm trecutul. Și-a trecut o săptămână, două, ea și-a găsit un loc mai aproape de țărm, iar el s-a dus la câteva sute de metri și și-a creat un mic adăpost. N-aveau decât puținul care au luat cu ei când au sărit în apă și au notat. Ea și pierduse tatăl și familia în naufragiu. Și ca să-și potolească durerea, cânta. Iar el, cuc, pe creasta dealului, asculta cântecul. Era singura voce pe care o putea auzi. Și a trecut o lună, o lună și jumate, vă dați seama, mâncau ce puteau, ouă de pescăruși, și la un moment dat, el face în sfârșit pasul, vine cu o cârpă, o cămașă ruptă, ascultă, poți să coși pasta? Și ea îi coase cămașa. Și de aici se naște nu o idilă, ea nu era o frumusețe, nici el nu era un tip bine. Dar a început comunicarea. Într-un an de zile, comunicau ca doi prieteni, într-o prietenie curată. Iar după 14 luni, un an și două luni, când i-au găsit salvatorii, au găsit doi prieteni pe viață. Nu gândiți romantic, nu s-au căsătorit, fiecare a avut familia lui ulterior, dar au fost prieteni adevărați. Întrebarea mea este, ce a făcut din doi străini și dușmani o echipă de prieteni? Sau dacă ar fi fost alții, eu și cu o dușmancă sau un dușman, care ar fi fost sfârșitul? Vedeți, acesta se numește efectul de insulă, care însemnează timp generos pentru părtășie, fără alți stimuli. Efectul de insulă. Uit de tot și am timp și stând lângă cineva, încet, încet se produce acel schimb de personalitate, după 10 minute spune psihologia, se fac schimburi, ceva din mine trece la el, ceva din celălalt la mine. Dragii mei, noi suntem într-un dezastru global, nu mă refer la istoria lumii, secolul 21, ci mă refer la dezastrul universal. Pământul a devenit oaia neagră a universului. Noi suntem căzuți, naufragiați. Și Dumnezeu ne-a lăsat o șansă pentru efectul de insulă, ca să recuplăm, să reprindem mâna religie, o religie vine de la refacerea legăturii. Eram nu departe de acest loc și am văzut pe un zid destul de mare un copil. Și jos un nene, hai, hai, hai! Și copilul zvârl, se aruncă și hap, e prins. Am aflat că era tata lui. Întrebarea mea, cum de-a putut sări? O să spuneți că credea în tata, avea credință. Dar pun a doua întrebare. Credința. Cum s-a născut în copilul ăsta? Că dacă eu spuneam, hai la unchiul Lucian, sări! S-ar fi uitat ca la un maidanez. Adică niciun fel de încredere ce sări eu, păi îmi dă drumul. Și atunci întrebarea mea este, ce anume propune sau determină credința să se învârte, să se nască? Am un text foarte frumos, Galateni 6:5. Credința, spune Scriptura, lucrează din dragoste. Dar nu-i gata. Eu vreau să merg pe fir până la capăt și pun a treia întrebare. Dar dragostea. Uite, te-ai căsătorit de câtva timp. Cum ai ajuns să-l iubești sau să o iubești? Dragostea. Nu se naște așa. Aia este o dragoste hormonală.
ai văzut-o și gata, ai căzut. Nu. Există dragostea aceea profundă care vine în urma cunoașterii. Deci, cunoașterea. Și Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, zice așa. Zice, și să-L cunosc pe El. Păi, cunoscându-L pe Hristos, am ajuns să mă îndrăgostesc de El. Și acum, hai să pun a patra întrebare. Dar cunoașterea, cum se realizează? Ci că El e director. Are soție pe care l-a luat-o din dragoste. Cu ea stă 2 ore seara. Are și o secretară cu care stă 9 ore ziua. Puteți să-mi spuneți de ce la un moment dat spune, ascultă, dragă, nu te mai iubesc. De ce? De ce? Care este metoda? Cu cât stăm mai mult unul cu altul, cu atâta ne cunoaștem, cu atât ajungem să iubim. Vă spun, nu există om care să nu poată fi iubit. Doar să ai timp de părtășie. Părtășie cu El. Să vă spun o tragică istorie. Aveți aici pe ecran o imagine cumplită. Este o fotografie autentică a unui pui de om, că nu e om, crescut de lupi și care nu s-a mai putut reintegra în societate niciodată. Vă spun o istorie asemănătoare petrecută în Turcia. Jurnalistul George Maranz povestește că a vizitat în Bursa, este un oraș în Turcia, un azil, unde a găsit într-un colț special, o cameră doar pentru un pacient, o fetiță, avea aspect de fetiță, o fetiță urs. Ali Osman și Bahri, 2 vânători, s-au dus prin pădure, a ieșit o ursoaică cu pui, era lângă bârlog, pan, pan, au culcat ursoaica și când s-au dus s-o măsoare, a sărit o fiară mică din bârlog să-i sfâșie. Au reușit până la urmă să o imobilizeze 2-1 și au găsit că era o fetiță. Cu 10 ani în urmă, aproximativ, dispăruse un copil de lângă mama, un copil în fașă. Când s-a întors mama după, de la cules lemne, nu mai era. Și au înțeles că era copilul. Fetița a stat. A luat chipul celui lângă care stătea. Părtășia ne duce la o devenire. Și noi luăm chipul celui lângă care stăm. Și acum dați-mi voie să vă întreb. Părtășia, de ce condiție, de ce condiție sine qua non, fără de care nu poate exista? Gândiți-vă la secretara și la nevastă. Care este cheia ca să poată exista părtășia? Care? Timp dedicat. Timp. Cu cât un părinte petrece mai mult timp cu copiii, cu atâta copilul devine mai mare, mai om, mai plenar în puterile, în putințele lui. Vedeți, dragii mei, părtășia este cheia. Dacă astăzi există decadență, este tot și în Occident și pe aici, este pentru că omul n-are timp. Și acum mă întorc la porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Vă amintiți când am discutat despre porunci? Am descoperit că fiecare poruncă trădează un atribut divin. Porunca întâi spune să ne arzi Dumnezeu afară de mine, pentru că Dumnezeu e dragoste. A doua, să nu-ți faci chip cioplit. De ce? Că Dumnezeu e Duh, e Spirit, e spiritual. Și relația noastră nu e fizică, ci e spirituală. Porunca a treia, Dumnezeu e Sfânt. Cum te raportezi la El? Cu respect. Dar porunca a patra, ce trădează? Nimic de la Dumnezeu. În schimb, trădează nevoia disperată a omului. Suntem chiar în Eden. Vă spun, chiar și în Eden, omul trebuia să devină după chipul lui Dumnezeu și avea nevoie de timp, nu era păcatul. Și Dumnezeu a rânduit, acolo a instituit porunca, a binecuvântat-o și a sfințit-o pentru om. Omul avea nevoie să stea cu Tatăl odată la 7 zile
pentru ca să devină, să crească tot mai asemenea lui Dumnezeu, dar în condițiile păcatului. Priviți, vă rog, legea e dragoste. Vedeți dumneavoastră că singura poruncă care asigură acest lanț, timp pentru părtășie, cunoaștere, dragoste, credință, toată cheia legii stă în porunca care e în inima ei. Repet un silogism. Dacă legea e dragoste, atunci dragostea vine doar prin părtășie, părtășia vine doar dacă e timp și legea depinde, practic, păzirea toate întregii legi de chestiunea de cât timp acorzi relației ca să se nască dragostea. Hai să vă mai spun un lucru extraordinar. Toate cele 10 porunci le-a dat Dumnezeu, corect? Ei bine, știați dumneavoastră că nici una din porunci nu se potrivește lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să țină porunca atunci, că să n-ai al Dumnezei. Păi da, el e singur. Nu se poate potrivi să nu iei numele Domnului în deșert. Nu se potrivi. Sau să nu furi, tot pământul e al lui. Există însă o singură poruncă în care Dumnezeu se coboară ca să o țină Dumnezeu împreună cu omul. E porunca a patra. Deci Dumnezeu, care nu are nevoie pentru sine, știind însă că e nevoia omului, se coboară, atenție, se coboară la nivelul omului ca să o țină împreună. Și Dumnezeu, Mântuitorul, a dat așa numita metafora a jugului. Înainte de a dezvolta metafora a jugului, vreau să vă spun o întâmplare dramatică. În 1992, la Barcelona, se dădea startul pentru 400 de metri viteză, plat. Derek Redmond era deja campion european și mondial și a luat cursa perfect. Nenorocirea este că 250 de metri după ce a alergat, îi se rupe tendonul lui Ahile, cade la pământ în dureri îngrozitoare și când a venit echipa să-l scoată, a zis, nu, eu vreau să termin cursa, dar nu putea. Și atunci, din tribune, coboară un bărbat pe bluza căruia scria, ți-ai îmbrățișat fiul astăzi? Era tata lui. Și tatăl îl ridică, hai, amândoi, hai să terminăm cursa, amândoi. Și priviți, amândoi, în dureri indescriptibile, termină cursa în timp ce stadionul de 65.000 de oameni se ridică în picioare și ovaționează eroul. Este păstrat lucrul acesta în istoria Jocurilor Olimpice. Ei bine, Mântuitorul nostru se apropie de mine, cel căzut. Intră în jug, atenție, jugul are doar două locuri. Hristos a luat jugul și spune, jugul meu. Și uitați ce text spune el în Evanghelia Sfântă după Matei 11:29. Uitați, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Știți care este minunea? Jugul și odihna, șabat, e antistresul. Dacă vrei să scapi de stres, intră în jugul lui Hristos. Ai un loc pentru tine și povara ta, ca și tatăl cu atletul, povara ta o ridică el. El aleargă cu tine. Știți dumneavoastră că jugul este programul sabatului? E programul părtășiei. Și Dumnezeu rămâne credincios și El vine la randevu? Știați că jugul face deosebire între creștini și ucenici? Aș vrea să trec puțin mai repede. Nu discut ce însemnează creștin. La ora actuală toată lumea e creștină, umple și pușcăriile tot creștinii umplu. Ei bine, ucenic ce însemnează? Descoperim dintr-o istorie a familiei de lutier, de constructor de viori, Guarneri din Cremona. În familia acestor lutieri vestiți s-a născut băiețașul Giuseppe Bartolomeo. Tatălui era Giuseppe. La 5-6 ani vrea să intre în atelier. Stai acolo că e treabă serioasă. La 7 ani i s-a permis să vină să se uite.
La 14 ani s-a dat voie să devină ucenic. Tată, când am să fac și o prima vioară? Și tatăl spune, ucenicie, fiule, ucenicie. 20 de ani a stat lângă tatăl său, făcând doar clisele sau efurile sau cuiele sau melcul. Nimic decât ce îi spunea tatăl. După 20 de ani, pentru prima dată construiește o vioară în care inserează inițialele IS în greacă, Iesus. Și de atunci toate cele 250 de instrumente cu coarde care le-a construit poartă această marcă. Și de atunci numele lui nu mai e Bartolomeu, ci este Guarneri del Gesù, adică guardenii al lui Iisus. Știți că viorile lui sună extraordinar. Vă dau doar un exemplu, Stradivarius, cel mai scump, a costat 3.544.000 de dolari. Iar Guarneri, 3.900.000 de dolari. Paganini însuși a anunțat la Stradivarius și a luat un Guarneri, tunul lui Guarneri se numea. Ei bine, dragii mei, ce însemnează ucenicie? În primul rând, să ai o părtășie non-stop. Să umbli cu Hristos. Și ce spune Evanghelia după Ioan, capitolul 15? În versetul 4 până la 11, de 12 ori Mântuitorul face apel, rămâneți în mine, eu voi rămânea în voi. Și al doilea lucru, Mântuitorul chiar a subliniat această părtășie prin cină în care noi consumăm împărtășania ca El să rămână în mine și eu în El. E un simbol. Și al doilea lucru, ce trebuie să facă un ucenic? A, să stea cu El, am înțeles, dar după aia, ascultați ce spune Scriptura în 1 Ioan 2:7 și 2:6. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și în Ioan 14:12, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Oameni buni, al doilea element al uceniciei e să facem ce face și Hristos. Și întrebarea este, cum să rămân în el? E o metaforă. El e vița, eu sunt mlădița. E o metaforă. Cum aș putea eu să rămân în el? La început era cuvântul. Dumnezeu vorbea cu omul față în față. Doar din motive pedagogice folosesc următoarea imagine. Când a apărut păcatul, Dumnezeu a dat omului revelația obiectivă, Scriptura, în care Dumnezeu vorbește și noi ascultăm. Și atunci când citim Scriptura, dragii mei, descoperim că în Psalmul 40, în sulul cărții stă scris sau este scris despre mine. Găsești că toată Scriptura îți vorbește ție foarte punctual, te vizează. Să nu credeți că Scriptura este un zgârie nor de teologie. Atât de puțin cunoaștem despre Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat Biblia pentru noi din motive practice. Cunosc o istorie a unui bandit din Bangalore, îl cheamă Ramad. Acesta, mergând de colo-colo și tot furând, într-o casă de europeni, a găsit o cărticică cu foița foarte subțire, zice el, bună pentru țigări. A fumat primele două, dar au constatat că scrisul e în tamil, limba lui. Și a început, înainte de a o fuma, să o citească. Și el spune, mai întâi l-am fumat pe Matei, apoi l-am fumat pe Marcu, apoi l-am fumat pe Luca. Și când a venit Ioan, Ioan m-a fumat pe mine. S-a dus după Ioan la poliție. Ho, tu ești Ramad! Îl căutau. Și că 2 ani. Minunat, chiar vreau să am timp pentru părtășie. 2 ani e de minune cu Biblia să o studiez. Aceasta e revelația subiectivă, obiectivă. Dar Dumnezeu ne-a mai dat încă o cale pe lângă Scriptură. Știți care? Comunicarea directă prin rugăciune. Și că ai genunchi? Aici e cheia. Mai multe o să găsiți în cartea pe care poate o să o citiți. Pentru că spun
scrie în carte, eu am cules, sunt doar o albină, o serie întreagă de lucruri profunde vis-a-vis de studiu și vis-a-vis de rugăciune. Nu uitați însă că rugăciunea nu este a-i spune bla 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 bla, a-i spune mult. E textul din Psalmul 37 cu 7, spune: taci înaintea Domnului. Păi când te rogi tu să taci, da, că Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Să vă spun o întâmplare dintre cele mai mișcătoare. Între 1571 și 1629, în Persia a fost un mare șah, șah sau rege, șah Abbas. A fost atât de mare încât a reușit să recâștige teritoriile persane cucerite de uzbeci și de portughezi. A fost atât de mare încât a pus ordine în imperiu și a trimis ambasade până în Spania. Sunt documente care atestă că ambasadele lui Shah Abbas au pătruns în Occident. El avea obiceiul să se deghizeze. Avea obiceiul să ia înfățișare de om prost, de om simplu și să meargă temir pe unde. Într-o zi, deghizat, ca să audă pulsul, într-o zi a ajuns la Fochistul din Isfahan, capitala lui. Și în timp ce a intrat în vorbă cu el, știți ce înseamnă fochist? Cel care întreține crematoriul unde sunt arși cadavre, mortăciuni, gunoaie și toate. Vă dați seama că nu este un serviciu de râvnit. Și a intrat la el, ăsta amabil, l-a invitat să șadă, tocmai a luat turta din blid, i-a dat jumate, au mâncat amândoi. Și au discutat. Și îl întreabă: și acum vezi problema aia? Dar cum vezi problema asta? Și Iahan, numele fochistului, om înțelept, care a văzut multe, consumându-se și mult fum a ceea ce n-avea valoare, îi răspundea și îi plăcea. Bun consilier. Timp de 2-3 ani, din când în când, destul de des, apărea străinul acesta și stătea de vorbă cu Iahan. Și după 3 ani, Shah Abbas îi spune: ei, Iahan, uite, de 3 ani de zile eu vin în coliba ta, tu îmi dai din turtă, te-ai gândit cine-i fi eu? Și Iahan spune: vreun negustor bogat? Na, ce mai mult. Voi fi un logofăt? Mai mult. Voi fi căpetenia oștirii? Mai mult. Noi fi un ministru? Mai mult. Și abia îndrăznind să spună: voi fi tu șahul? Da, Iahan, eu sunt Shah Abbas. Omul se strânge chircit. Nu, 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 tu ești prietenul meu. Am vorbit atâtea, acum vreau să-ți fac un dar. Cere-mi ce vrei tu! Și el încă chircit: hai, hai, Iahan, curaj! Cere-mi, vrei case, vrei robi, vrei harem, îți dau! Și el se ridică și spune: o, rege, de 3 ani vin coliba mea, mănânci din turta mea, bei din apa mea, ți-ai deschis inima, mi-ai dat dragostea ta. Ce altceva și mai putea să-ți cer? Mi-ai dat tot. Vă întreb, dragii mei, în relația cu Dumnezeu, vă interesează buzunarul lui sau prietenia lui? Când veniți la el să vă rugați ce vreți, buzunarul lui sau prietenia lui? Aș vrea, dragii mei, în minutele care ne-au rămas, să vă prezint un reportaj. Este vorba de doi intelectuali tineri, amândoi doctori în meserie, unul doctor în psihologie, celălalt doctor în științele educației, predau într-o universitate distinsă, respectați de colegi, de studenți, și au descoperit de câțiva ani această pilulă minune
în care poți să intri, să ieși mai întâi din nebunie și poți să intri în relație cu Dumnezeu. Ei bine, i-am cunoscut personal. Am avut ocazia să fie în casa mea și le-am pus o serie de întrebări vis-a-vis de ce revoluție a determinat descoperirea conținutului din vas. Ziua șaptea e doar un vas. Conținutul, acela ne interesează, ucenicia. Ei bine, dragii mei, am avut din nou ocazia să descoper ce dar mare face Dumnezeu astăzi omului care e amenințat de perfuzii, de transfuzii. Aș vrea pentru dumneavoastră să invit lângă mine și să le iau un mic interviu. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Zâmbiți, sunteți probabil bucuroși. Spuneți-mi, vă întreb mai întâi pe dumneavoastră, domnule doctor, domnule profesor, mai corect, ce a însemnat descoperirea sabatului pentru dumneavoastră? Ca să fiu așa în spiritul prezentării de față, o să încep cu o idee care am citit-o într-un articol de-a lui Andrei Pleșu acum câțiva ani. El a spus așa, de mult n-am mai stat pe o canapea, liniștit, să ascult o muzică de pian, care să mă facă să uit că trăiesc ca o locomotivă. De multe ori, viețile noastre sunt într-adevăr ca o locomotivă. Și lucrul acesta, într-un fel, ne poate duce acolo. V-aș întreba pe dumneavoastră, Cristina. Ați venit dintr-o lume în care n-a existat niciun reper. Și am înțeles că poate a fost stres. Ce a fost pentru dumneavoastră conținutul vasului zilei a șaptea? Orice transformare semnificativă implică mai întâi o perioadă de tatonări și apoi o renaștere. Așa a fost și pentru mine. În general, Dumnezeu are multe metode prin care acționează, dar una dintre ele este prin oamenii pe care îi trimite la tine. Și eu am fost binecuvântată și am descoperit sabatul prin soțul meu și viața mea s-a îmbunătățit foarte mult de atunci. Puteți să mai spuneți două cuvinte? M-am disciplinat, m-am echilibrat, am învățat să rup ritmul haotic al săptămânii și să am momente de răgaz, momente de părtășie. Spuneți-mi, studenții dumneavoastră au observat ceva în schimbare? Despre studenți, nu știu, s-ar putea să fie observat. Generațiile de studenți sunt foarte dinamice în timpurile noastre și, bineînțeles, relațiile dintre noi sunt doar educaționale, deci nu am vorbit cu ei despre asta. În schimb, v-au observat colegii. Iauzi. Pentru că eu eram o locomotivă din aceea chiar cu abur, deci se vedea că sunt tot timpul frământată și alergam tot timpul oriunde. Important era să alerg psihologic, așa. Vă mulțumesc din toată inima. Aș vrea odată să stăm mai mult, poate chiar într-un cadru plăcut și să continuăm acest lucru. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Dumnezeu să vă dea bucurii nespuse și să fie o binecuvântare pentru noi, pentru mulți. Vă mulțumesc mult. Dragii mei, aș vrea să închei citind un text extraordinar din profetul Isaia, capitolul 58, 58 cu versetul 9 la 14. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să-l sfințești pe Domnul, slăvindu-l, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, nereticindu-te cu treburile tale și nedetându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea de stres va încolți repede și slava Domnului te va însoți. Adio, stres, dragii mei, de acum vă așteaptă întâlnirea ciclică și Hristos nu va lipsi. Vă doresc să vă bucurați de El în părtășie și în ucenicie. Până mâine, numai bine!
Am văzut că a scăpat de stres. Am în față un obiect. Să presupunem că această prismă cu baza decagon, cu laturi egale, ar însemna o cetate. O cetate cu 10 porți. Poarta întâi, a doua, a treia, a patra și așa mai departe, până la 10. În același timp, această cetate este un edificiu al dragostei pe care Dumnezeu ni l-a creat. În așa fel încât 10 porunci să ne străjuiască sufletul nostru. În dragoste față de Dumnezeu și în dragoste față de aproapele. Aș vrea să vă spun însă că lucrurile nu stau chiar așa. Și am o surpriză. Știți ce este acest an, nu-i așa? Săptămână de săptămână, mulți dintre creștini fac un singur gest în dreptul acestei porți. Foarte interesant. Exact în contextul în care Dumnezeu vrea să ne ofere părtășia cu El, scăparea de stres. Dacă doar o poartă este deschisă, poate intra dușmanul și poate aduce dezastru. De obicei, toate cele 10 porunci sunt acceptate în creștinism. Mai puțin a patra, care vizează odihna lui Dumnezeu. Vă place această priveliște? Sau doriți să rămână așa? Cuvântul Dumnezeu spune că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Dincolo de stres este odihna lui Dumnezeu, pentru că așa a făcut și Iisus, vă recomandăm cu căldură. Dacă aveți nevoie de îndrumare, puteți să ne sunați la 0800-863-342 sau să ne scrieți pe suport@speranța.tv.ro. Cartea Începe să trăiești, vă stă la dispoziție. Este penultima seară când facem reclamă la această carte, care conține toate întâmplările pe care le-ați auzit în prezentările pastorului Cristescu. La un astfel de preț de 2,5 lei este accesibilă. Vă așteptăm mâine seară la subiectul cu titlul Apocalipsa de Lumină. Ce ne aduce viitorul? Pastorul Lucian Cristescu va fi din nou vorbitorul nostru. Și sunt Cornel Drăvășan, ca de fiecare dată. Dar nu uitați, ce spune Dumnezeu este mai important decât ceea ce gândim noi despre ceea ce spune Dumnezeu. La revedere!